Salut și bine ai venit! Ce probleme are un Mercedes GLK fabricație între 2008-2015? Una dintre probleme este rezervorul de lichid parbriz fisurat. Această piesă nu este scumpă, dar este destul de greu de schimbat datorită poziționării sale. La versiunile 4MATIC, cele 4x4, cutia de transfer poate să piardă ulei. Acest fapt a fost observat deseori atunci când mașinile erau ridicate pe elevator. Deci, puțin atenție nu strică la acest capitol la inspectarea mașinii. A treia problemă ce are Mercedes GLK este plafonul panoramic. Aceasta are o etanșare slăbuță, având garniturile slabe și poate să infiltreze apă, mai ales la ploile torențiale. Mercedes GLK este unul dintre cele mai fiabile și cele mai bine construite mașini SUV-uri din clasa sa, dar asta nu scutește de aceste probleme care am amintit mai devreme și următoarele probleme ce urmează în minutele următoare. Versiunile diesel Euro 5, în afara celor de 3 litri, au avut probleme cu garniturile la injectoare, mai este denumit și O-ring sau șaiba de foc. Acele garnituri nu sunt foarte scumpe, însă trebuie scos injectorul pentru a pune acele garnituri. Problema asta s-a semnalat mai des în cazul mașinilor ce au alimentat cu motorină foarte proastă, asta aducând la o rupere mai desă a acelor garnituri. Ca exemplu, cele din afara țării au avut mai puține probleme, dar cele din țară ce au alimentat de la benzinării, de oriunde, la întâmplare, au avut semnalate mai dese aceste necazuri. Ca să fii 100% siguri, scoți toate injectoarele, le pui garnituri noi și cel puțin 80-100 de mii de kilometri nu ai durere de cap. Versiunea de 3 litri diesel și versiunile puternice de peste 3 litri nu au avut probleme cu aceste garnituri. Ele au fost în special mai mult la cele de 2,2 litri, acel diesel vechi și celebru. Ultima problemă ce este la Mercedes GLK este cea cu axul balansier, întinzătorul de lanț la distribuție. Asta înseamnă că trebuie să faci distribuția, chiar dacă este pe lanț, să o faci la 120.000 de km sau maxim 200.000 de km. Dacă mașina are peste 200.000 de km și nu a avut schimbată niciodată distribuția, este obligatoriu să o schimbi. Chiar dacă mulți deștepți sau asemenea isteți în ghilimele, te îndeamnă că distribuția pe lanț nu se schimbă niciodată, este Mercedes și nu ai nevoie să schimbi distribuția. Cei care au schimbat distribuția nu au avut problema asta niciodată. Preventiv, o schimb la 120.000 sau, dacă te consideri puțin norocos, o schimb la 200.000. Nu trebuie uitat nici schimbul de ulei la cutia automată la fiecare 60.000 de kilometri interval de service. Cu acestea fiind zise, nu ai alte probleme sau alte necazuri cu acest model, ele trebuie verificate foarte bine atunci când le cumperi sau după ce ai cumpărat mașina să faci o revizie generală și foarte mulți kilometri sau ani de acum încolo nu o să ai probleme cu mașina. Pot să fie și alte mici probleme ca la orice altă mașină, orice alt model, dar astea au fost cele mai des semnalate în service. Dacă ai nevoie de o mașină bună și ajutor la găsirea ei, ai în descrierea acestui link datele mele de contact și acolo putem vedea cum te putem ajuta. Până la un nou clip, gânduri bune și foarte mare atenție la condus. Pe curând!